Vă salut și bine vă regăsi la un nou clip. Am dat drumul la filmare și vreau să adaug acum pe trei iteme royal, fraților, dar băiatul a zis că vrea pe reușită, nu pe încercare și să sperăm că îi va reuși. Hai să vedem ce se întâmplă. M-a întrebat cum procedăm, pe o să-mi dea itemele și banii și eu o să încerc să-i pun. Sper să am suficientă gaia. Avem și oarul lângă. Hai să-i spunem băiatului și revenim cu itemele să vedem dacă reușim să punem royalul. 20% șansă, n-am mai pus până acum royal. De fapt am mai pus pe o armură, o singură armură. Dar de atunci și până acum au trecut luni de zile. Hai să vedem acum ce se întâmplă, este foarte important. E șansă mică fraților, dar și banii sunt mulți, adică dacă îmi plătește pe reușită 150 de oni. Ar trebui să-mi dea băiatul Hai să schimbăm și pe War scena să vedem ce se întâmplă. Poate, poate reușește aici. Ia să vedem. Royal. Dacă îmi reușește royal pe, pe War aici, primesc și o fermecată. S-ar putea să dăm și un plus în armă dacă, dacă reușește vreun set. Hai să vedem. 3, 2, 1 și pe War. Eșuat și pe War. Trebuie să mai facem fragmente. Ne revedem pe sur acum că 30 de fragmente de Royal. Pentru a face fragmente de royal este 70% șansă pe fragment și avem nevoie de 10 cioburi de cavaler și 5 KK după cum puteți vedea. Până acum am 7, trebuie să facem 30 după cum ați văzut. Hai că merg destul de binișor, am făcut 30. Este a treia încercare pe royal, sper să reușească, hai să vedem. De data asta cu cât îmi reușește mai repede cu atât e mai bine, stai să nu pun pe vreun coif de al meu. Dar doar unul avem de șaman Și a treia încercare Eșuat, continuăm cu fragmente Hai ca a patra încercare de set royal Bum, eșuat Hai să mai facem fragmente Cam eșuează fraților Nu merge foarte bine astăzi Hai că încercăm a cincea oară 3, 2, 1, gata fraților 5 bucăți, am luat banii 150 de ori pe coif Hai să-i zică de 5 A mâncat, a cam mâncat fraților dar nu știu sigur dacă suntem pe profit sau nu, n-am mai pus vreodată Royal pe reușită, vreau să-mi spuneți în comentarii este ieftin sau este preț bun. Băiatul mi-a propus oferta și eu am acceptat, acum că mi-am peșuat cam, cam grav, nu știu, o fi meritat, nu o fi meritat, din ce am înțeles e cam 25 de ori, 30 de ori în încercare, ia să vedem, 30 ori 5, da, cam așa, cam așa ar fi fost și pe încercare Hai să vedem și armurile, mai are două armuri, poate, poate rezolvăm Prima dată încercăm armura pe Ward. Sper să reușească pentru că, v-am zis, mai iau o fermecată 3, 2, 1 Eșuat, n-a vrut pe oar, era super să punem un royal și aici Haină înflăcărată, plus 9, 3, 2, 1 Eșuat, mai facem fragmente, este a doua Hai cu a treia încercare Bum, eșuat, chiar că bum Trebuie să mai vin și cu Yang Hai cu a patra încercare Gata, 4 bucăți pe haină Încă 150 de oni și mai avem o armură Băiatul a zis că pe ultima în 200 de oni și o armură de șaman Plus 8 uh, cu mobi Ia să vedem ce avea pe ea 3 apărări, pumnal, gheară, săgeată, magie din valoarea totală, bombă, bine că a intrat și pe ea, mă gândeam că și asta mănâncă minim 5, dar uite că un pic mai puțin, dar hai și una din prima, hai să vedem una din prima Ar fi tare, uite acum ultima, că nu mai avem nici fragmente foarte multe, să sperăm că că reușește mai repede Dar tare-mi mie că, hai să vedem, facem și o armură din prima, 3, 2, 1, eșuat prima Ia să vedem, mai avem fragmente de înconcercare Hai că mai avem de o încercare cel puțin Le facem și revenim Fraților, mi-a mai dat și o veste băiatul acesta A zis că ea a ieșuat de 17 ori Deci nouă ne-a mers bine aparent Dar nu știu ce să zic cu ultima asta Eșuata a doua, asta să vedeți Că nu știu sigur dacă mai am fragmente pentru încă o încercare Hai să vedem Deci aici 6-6 fragmente Cred că trebuie să-i dăm o veste Proastă băiatului Băi, da, șase? N-are cum 6. A, 6 că n-am Yang, fraților A, deci de asta Cred că mai avem de o încercare În fragmentele astea Hai să mai transferăm niște oni Hai cu a patra și pe armura aceasta șarpe Eșuat Pauleu Hai să vedem dacă mai avem deci mai avem, deci mai avem de vreo două încercări. Sper, hai să vedem Depinde și de cum eșuează astea A, de două nu mai avem Deci asta ar fi cam ultima Și cred că sunt toate fragmentele pe care le am Sper să reușească Și hai să vedem, reușește sau nu Eșuat Mă mai uit să văd dacă mai am fragmente Dacă mai am Mai încercăm o dată Deci au fost 5 până acum pe ultima Băi, eșuează chiar drastic Uh, deci sunt fragmentele astea, 3 stacuri Cu ăsta Mă uit dacă mai am pe undeva și nu știam eu Dar șanse mici, hai că vă țin la curent Haideți că am mai avut de o încercare și cred că mai avem de una Dar uh, ar trebui să reușească, fraților E a șasea, deci asta chiar am mâncat 6 bucăți Bum, eșuat Hai să mai facem una, 7 și sper să rezolv și gata. Am mâncat oricum toate fragmentele. Mamă, și s-ar putea să nu reușească fragmentele astea, că sunt cam puține. Hai. Sau cred că... Cred că e vorba de Yang mai degrabă. Hai că am mai avut de o încercare. Îi zic băiatului să-mi dea 100 caca cash dacă are și... Revenim. Șapte bucăți pe armura șarpe Eșuat și ne dăm bătuți cred Am mâncat toate fragmentele fraților Mai am aici trei stacuri dar nu suficiente să mai fac asta este, îi dau armura înapoi Și poate mai încercăm N-a vrut, n-a vrut, asta este, nu știu, nu știu dacă am ieșit pe profit nici Gaia nu mai aveam oricum. Bine, mai aveam de -o încercare. Ne-am reîntors în tărmul elementelor, o să mai las pe auto din când în când. Deocamdată am mai făcut ceva fragmente, mă uit mai ales pe cele de armură, pentru că am puține, deci au rămas foarte puține. Dacă se mai strâng o să-l contactez pe băiat, a zis că mai vrea să încercăm, dar ar fi cazul să-mi să și reușească a șaptea încercare sau a opta, nici nu mai știu cât, cât am mâncat. În fine, dacă, uite, dacă dădeam pe încercare, au fost 16 încercări, ori punem 25 de ori în încercarea, trebuia să scot 400 cash, eu am scos 300, deci minus 100. Dacă dădeam pe încercare, ieșeam eu mai bine de data asta, dar am încercat așa, am zis poate am noroc să meargă repede, n-am avut, dar asta este, măcar am făcut ceva profit, s-au vândut uh, o parte din fragmente, mai am pe coif, dar nu mai am pe armură, trebuie să mai refac și mai am și pe armă dacă doriți. Deci mă puteți contacta 10 oni cavaler încercarea, 25 de oni cavaler proial. Uh, încercarea sau reușita pe, pe cavaler 50 de oni și reușita pe Royal 150. O să fac o idee să văd dacă am dat prea puțin, că poate mi zice cineva în comentarii. Nu știu sigur dacă e prea puțin sau prea mult pentru că v-am zis că, că n-am mai pus pe Royal. Deci este prima dată când am vândut Royal și am mai pus o dată, o singură dată pe o armură, dar pe Gaia. Am pus doar pe Gaia și... Asta a fost, mi-a mers din prima atunci. Bun, și o să ieșim deocamdată din tărmul elementelor pentru că skinul de armă iarăși mi s-a dus. Nu sunt deloc atent pe skin de armă, dar oricum nu avea cine știe ce pe el. Să sperăm că există ceva pe piață să cumpăr direct, că nu mai vreau să stau... O oră, două, trei, să schimb pe skin de armă și să nu prind nimic. Deci chiar n-am noroc pe partea aceasta de vrăjește în skinuri. am mai prins, într-adevăr, dar eu când prind, prind repede. Dacă nu prind repede, înseamnă că nu prind deloc. Cam așa ceva am văzut până acum. Deci am băgat One Grey în skinul precedent și nu am prins nimic. Hai să mai facem puțin loc în inventar și să vedem dacă este ceva pe piață. Avem ceva bani. Aștept ranul nou să văd ce mai trebuie să cumpăr. Am citit acolo pe forum că pe 23 se va, se va da drumul la ran balator. Și vom vedea atunci ce iteme am mai putea cumpăra sau ce mai avem nevoie. Bun, hai să vedem skin ceva pe piață. Și o să vă mai țin la curent cu noutățile de pe joc după ce l luăm skin dacă găsim. Ia să vedem. Ia, 47 de minute, 3 zile. Vreau ceva cu 10, cred că 10 pătrundere. Nu este fraților niciun skin pe piață. M-am uitat și pe item shop, văd că este un skin nou. Care dă și bonus de set? 150 XP, 7 metine, dar cu ce face ea? Acadea, costum incubus, sucubus, sau întunecat cu plus, sau foc cu plus, ea ce avem noi aici. Lord Vampir, deci nu face cu ce avem noi. Deci cu skinurile astea face set. Este prima dată când le văd. Ia să iau și eu unul de, de 30 de zile A, Elixirul unii, măcar de-mi dădea de -mi dădea roșu Era bun Hai să iau skin și să nu mai trec prin item shop ăla Că poate îmi vin idei și Consume deurile degeaba Bun Hai să văd cu skin -ul. Poate cine știe, Prin repede pe ăsta Chiar dacă se numește sabie blestemată Poate prin repede Arată bine, arată decent. Hai să schimbăm puțin pe ea să vedem ce se întâmplă. Poate, poate prind ceva interesant. Hai că las așa deocamdată cu 10 pătrundere și PV pentru că iarăși nu vrea și pierd prea mult timp pe skin. Deci asta nu-mi place mie pe partea de skin de armă. Când îl găsesc să-l cumpăr, îl cumpăr și gata. Dar păcat că nu n-am dat de el astăzi. O să duc și la biolog pentru că mai aveam unul de dus. Bine că am văzut metinele astea cristal și hai să v-am zis că v-am ce s-a mai întâmplat pe joc, deci s-a oprit rubinetul la melei, adică nu mai putem să facem melei deocamdată, hai să intrăm pe cont să vedem ce se întâmplă când vrem să facem o înregistrare, deci... Deocamdată a oprit pentru că și așa, mai bine că l a oprit, pentru că dacă mai bagă niște mentenanțe, oricum făceam înregistrarea și o făceam degeaba, așa cum am făcut și ieri și s-a mai făcut o mentenanță și am făcut degeaba înregistrarea pentru că dacă se face mentenanță nu mai poți să faci meleiul după aia. Bun, hai să vă arăt ce se întâmplă acum. Când vrei să faci înregistrare Deci Fac înregistrare melei, nivelul Bresley este prea mic. Puteți să aveți voi level maxim că nu puteți să faceți, cred că înregistrare. Au pus un nivel, cred că 99, dar vă ca să nu mai poată să facă nimeni înregistrare deocamdată până rezolvă ei toate bagurile. Cu odată cu venirea noului update au apărut și baguri și da asta a oprit și meleiul, dar să sperăm că nu foarte mult timp, pentru că e o sursă de venit până la urmă. Și să vedem, să vedem cât că stăm și fără melei, deocamdată oricum eram setat pe, pe misiuni și pe conturile acelea să le fac level 4. Hai să începem, să facem din ele, pentru că, uite, pe War mai am 1% și e gata, o să cumpăr niște iabi și pe ninja cred că o să mai pot să fac pentru că acolo chiar mai am o misiune care dă XP ca lumea și, și o să meargă treaba. Uite iau 10 iabi să fie sau stai că nu iau niciun iabi că parcă aveam în depozit și sper să rezolv fraților astăzi cu conturile level 4. La șamance sunt eu mai cu stres așa pentru că acolo am undeva pe la 20% de crescut. Uite am 7 iabi aici Și hai să vedem, intrăm pe war prima dată După aia pe ninja, facem Câte unul, câte o bucată De cont, level 4 Și mi-a mai zis cineva Să mai fac niște conturi Ca să am în plus Uite aș putea face treaba asta Pentru că mai am Un cont 117 Parcă 116, 117 Aș putea face și pe ăla Dar să văd cum merge treaba în Redux Că parcă, parcă din ce țin eu minte se creștea cam greu. Dar testăm astăzi, cred. Hai să vedem prima dată conturile campion, ce facem cu ele. Sper să reușesc să fac cuarul din metine, mai am foarte puțin. uitați aici, 99.18 și am inel de 200% XP pe mine, plus inel normal, un iabi și pe tigru regal. Ia să vedem cât XP s-a strâns, 380. Ia să vedem crește sau nu crește. Dăm și pe egal, Hai că scot șamanca și fac, fac eu grupa și hai să verificăm crește sau nu crește oarul, hai că face, o să facă. Deci batem câteva metine și o să fie gata level 4, după care ne ocupăm de ninja și pe ninja mai pot să fac o misiune ceva și e gata și el. V-am zis, la șamanca, la ambele șamance o să fie mai complicat pentru că am vreo 20% pe fiecare și și cred că o să le duc V5 dacă am tichete din acelea de intrare. Bun, haide să mai căutăm Metine și și revenim cred că pe Ninja direct. Sper să fie și Ninjaul gata. Hai că vedem acum. Hai că e gata și uite și 6% în plus. Bine. Deci două conturi gata. Să vedem șamancele acum. Hai să mă gândesc cum fac cu ele. Încă puțin și șamanca mare este gata. Șaman Caleac ar mai avea cam 1% și face și ea level 4, sunt ambele aici, ia să vedem, gata, și amanca mare gata și 1%, de fapt 0,99% când m-am uitat eu, ia uite, 99.02% și șaman Caleac, nu mai e mult și conturile sunt finalizate level 4, ulterior ne uităm și la la contul acela de war, mai am unul 117 sau 116, să văd ce fac cu el, mă decid astăzi dacă îl fac și pe el unul campion, ca să le duc pe toate cu misiunea la Alastor, deci asta ar fi o idee uh, bună, dar să văd cât îmi ia ca timp, că uh, nu știu cât, cât să zic, 3 levele dacă ar fi, de la 117 la 120 și o bilă, cred că minim 2-3 ore zic eu, dar nu știu dacă reușim astăzi, s-ar putea o camera să facem treaba asta. Bun, hai să scoatem șamanca din grupă ca să meargă mai repede. Perfect. Terminăm 1% și pe șamanca leac și revenim pe oarul acela să-i să dăm un check să vedem despre ce e vorba. Și poate îl facem și pe el campion, mai ales că nici nu merge melee-ul, deci n-avem ce să facem altceva în afară să ne, ne pregătim pentru balator cu conturile. Și hai să vedem ce facem cu el până la urmă. Suntem pe contul de ward despre care am vorbit, are level 116 și 75%, l-am echipat cu papuci, colier și scut cu 20xp două vouchere pentru un Inel XP site și 10 i-am cumpărat deocamdată plus câteva inele. Sunt sigur că vor mai trebui, dar o să mai cumpărăm noi. Vă dați seama, după ce le terminăm. Și haideți să luăm prima dată inelul site și să vedem cum crește Redux, să sperăm că nu fac investiția asta în zatar. Sper să crească decent totuși. Hai să vedem inel. Inel XP. Și luăm unul de 7 zile, sper să fie suficient. Dăm un schimbă și ulterior vedem cât XP avem total pe oarul acesta. Bun, echipăm inel XP. Să știți că am și două elixire pe item shop. Păcat că n-am mai multe, dar asta este, măcar le am peste și le pun mai spre final. Deocamdată nu echipez, deci hai să vedem până acum ce avem. 180, cam puțin sincer. Doar cu inel și fără iabiu. O să bag și iabiu în curând. Deci cam 280 XP voi avea. Am mai cumpărat și o frizură de 4 zile. Un on și ceva, un on 20. Plus costumul ăsta pe care l-am avut. Am zis să mai iau 50 XP în plus de la costume. Uitați aici. Inelul 7 zile și cam atât avem fraților, nu mai avem altceva, hai să vedem 10 minute cum crește, cât crește de fapt, uite 75.93, o să vedem imediat despre ce e vorba, pun, pun repede un cronometru să vedem cât crește contul în 10 minute și să ne facem o idee cât de cât. Haideți că am bătut 10 minute și am făcut 79.71, cam 4% ceva de genul la 10 minute. Punem pauză și asta vom face off camera fraților. Creștem contul și să sperăm că îl facem până data viitoare, 120 sau măcar până începe și meleiul. S-ar putea ca vineri, adică mâine, să fie rezolvat. Am citit eu ceva acolo pe Discord. Și s-ar putea să fie rezolvat și meleiul, acum vom vedea dacă nu se rezolvă, asta vom face, creștem contul acesta și să sperăm că, că va fi gata până pe 23. Merge binișor după cum puteți vedea, 80%, încet încet se va crește și el. Doar să am răbdare, că asta nu prea îmi place să fac pe joc, să cresc conturi sau să cresc în general, nu prea îmi place, dar uite că mai trebuie din când în când. Și vă urez și vă succes, că am mai văzut că și voi creșteți tot pe aici prin Redux. Am văzut conturi care sunt 114, 115. Vreți și voi să le faceți, vă urez succes. Și cred că punem stop astăzi. Am făcut și niște oni, în câteva minute am făcut 300 de oni, așa pare teoretic, dar acești 300 de oni de fapt s-au făcut destul de greu, că fragmentele acelea s-au strâns pe puțin o lună de zile și fragmentele de armură s-au și terminat, adică nu mai am nimic. În caz de mai aveți nevoie pe coi și pe armă, mă contactați... Și ne auzim fraților data viitoare, vă urez multă pace, mulțumesc foarte mult și membrilor, vă salut și continuăm, vă urez și vă succes. Ne auzim data viitoare.